Proprietarul fabricii de la Petrești, Ioan Tecar, a declarat pentru ziarul financiar că a renunțat la vânzarea fabricii de hârtie pe Hartec către compania suedeză SCA, reținut că fabrica nu se va muta la Dej, cum se zvonea, ci își va continua activitatea la Petrești. Discuțiile în ceea ce privește vânzarea fabricii de hârtie pe Hartec către gigantul suedez SCA, care deține brandul Seva, au început încă de anul trecut, însă tranzacția a fost ținută în loc de Consiliul Local Sebeș, care s-a opus vânzării unui teren de 3,6 hectare în vecinătatea acestei fabrici. Cei de la SCA aveau în plan achiziția și extinderea pe Hartec prin realizarea unei platforme logistice pe terenul de 3,6 hectare aflat în proprietatea primăriei Sebeș. Tecar declara anterior că suedezii aveau în plan investiții de 120 de milioane de euro în dublarea capacității de producție a fabricii pe Hartec de la 55.000 de tone de hârtie anual la 110.000 de tone, precum și realizarea unei platforme logistice pentru depozitarea produselor fabricate aici. Tranzacția, care trebuia finalizată încă de anul trecut, a căzut tocmai din cauza acestui teren de 3,6 hectare, care a dat peste cap strategia și planurile de investiții ale celor de la SCA.